Să fii martor la nașterea unei stele. Să asculți un univers în formare. Să guști din textura sunetelor. 270 de tineri muzicieni din 39 de țări la București, pe scena Ateneului. Descoperă talentul. Aplaudă efortul. Captează emoția. Bun găsit tuturor, vă spun de aici de la Ateneul Român, sunt Valentina Băințan și astăzi asistăm la semifinala secțiunii piană concursului internațional George Enescu. Ne mai despart doar câteva zile de sfârșitul concursului internațional și astăzi alături de mine au acceptat acest interviu doi dintre membrii juriului concursului internațional George Enescu, secțiunea pian. Dana Tanasiu și doamna Dana Borșan, vă mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi. Aș vrea să povestim puțin despre faptul că totuși concursul Enescu din anul 2014, detașându-se de festival, a câștigat foarte mult în amploare, a câștigat foarte mult în calitate, în celebritate. Cum comentăm lucrul acesta? Este benefic, sigur că da. Și iată că anul acesta s-au înscris un număr record de concurenți. Peste 400 de înscriși au fost... și-au depus candidatura pentru concursul Enescu. Să țineți microfonul. Cred că ar fi două aspecte care au ajutat foarte mult popularitatea concursului. Faptul că a fost desprins din festival și atunci concursul a devenit popular prin renumele festivalului, despre care nu mai e nevoie să detaliem. Sigur. Cât este de înalt nivelul, nivelul invitațiilor, programelor, densitatea de evenimente, da, știți, da. Pe zi, să zic așa. Este într-adevăr, festivalul și-a căpătat un rol foarte clar determinat și important în spațiul cultural european. Și este atunci... probabil dintre cele mai mari festivaluri din lume. Așa este, da. Așa este, da. Și da. Da, exact, adică da, da. Și concursul, desprinzându-se din festival, s-a bucurat deja de renumele festivalului. Da. Și, în al doilea rând, un foarte mare efort al organizatorilor, nu? Aici enorm. Trebuie felicitat Artexim pentru efortul de a așa face este. Cunoscut concursul, de a face publicitate și nivelul laureaților, cu cât nivelul laureaților este mai mare, cu atât vei avea siguranța că ediția următoare vei atrage mai mulți concurenți și mai mulți. Și exact, mai buni. Exact. Pentru că se duce zvonul și în momentul în care e un concurs mare și cu premii consistente, vreau să spun, pentru că pentru tineri contează enorm. Bineînțeles. Și eu știu de când eram noi tineri, totdeauna se spunea unde sunt premii foarte mari, e și nivelul foarte mare. Pentru că, în adevăr, nivelul e foarte bun. Totdeauna așa e, la orice concurs. Când premiile sunt mari, nivelul e foarte mare. Da, da. Și aici cam toți aproape sunt, cum să vă spun, bineînțeles că se pot face distincții și diferențieri, dar ca nivel general, cam toți sunt bine. Adică, de la... Bine, de la bine în sus. De la bine în sus. De la bine în sus. Slab nu există. Deci aveți o misiune dificilă. Da, da, da. Da, dar da, și plăcut, adică da, și plăcut. Așa e foarte interesant. Da. Nu, dar nimeni nu cântă prost. Cam asta e acum, extraordinar, atent, da, lumea, da. Se cântă extraordinar. Da. Da. Mulți da. Și cântă toți foarte bine. Exact. Da. Și trebuie să fii peste bine, să, cum spun eu, să ieși cu ceva în evidență. Așa că binele devine deja o obișnuință. Uh-huh. Tehnic impecabil toți. Și da. Chiar și muzical. Și muzical. Și muzical. Dar trebuie să ai acel ceva. Exact artistic. Asta vreau să vă întreb. Pe lângă tehnică și partea asta artistică. Da, spontaneitatea asta de ce moment. Mai căutați? Imaginația. Da. Imaginația, imaginația. Da. Calitatea sonoră, personalitatea artistică a fiecăruia. Da. Și sunt. Da. Sunt câțiva copii. Știți foarte cum spunem, sunt care trec rampa, care ridică sala în picioare. Da, da, da. Da. Iar imediat iese în evidență. Imediat. Bun sunt toți. Dar de acolo încolo mai e un pic și da, da. E o diferență. Da, sigur că da. Plus că foarte mulți dintre ei, inclusiv momentul de intrare în scenă, știu să și-l asume, să spun așa, pentru că foarte mulți îi vezi din momentul în care s-a dat cortina la o parte ca o personalitate puternică. Este, și într-adevăr se confirmă și momentul în care se așează la pian. Și contează asta foarte mult, este o chestiune studiată, premeditată. Da, da. Eu recunosc, eu sunt mai de modă veche, eu nu pun preț pe imagine. Nici eu. Uh-huh. Da, dar știu și știu precis, mai ales în spațiu englez, sunt învățați,
da. Contează enorm atitudinea de când calci pe scenă și da. cum stai pe scaun. Vă spun că nu mă impresionează în mod deosebit, când începe să cânte atunci. Suntem profesioniști, dar pentru public sunt convinsă. Contează foarte mult, sunt convinsă. Deci trebuie, acum asta e trendul, cum se spune. Da. Deci ideea este că totul e un show și ești un artist pe o scenă din momentul când pui piciorul. Nu ești artist numai când atingi clapele. Și eu înțeleg greu și admit greu și n-aș face față. Ca să fiu sincer. E bine să avem două păreri diferite. Înțeleg, nu știu dacă m-aș fi putut adapta la asta, dar... Nu, pentru că dacă ești învățat să faci treaba asta, nu știu, în mintea mea este că deja ceva se duce, adică sunt pregătit acum că trebuie să intru pe scenă și să fiu atent cum fac și cum drept. Dar mă rog, sunt cu secundare, sigur. Nu... Da, dar pentru unii devin importanți, cum a observat și doamna. Și pentru noi mai puțin, așa că vremea noastră nu era atât de importantă. Exact, așa este. Și pe vremea mea. Mie Iosif Sava, care chiar acum s-a împlinit, cred că a avut ziua de naștere, a fost pomenit zilele astea foarte mult, Dumnezeu să odihnească. Știu când eram eu de vârsta lor, cred că încă studentă, și m-a luat toată și mi-a spus, e grijă cum cași pe scenă, din momentul în care pui piciorul, tu trebuie să cucerești publicul, nu? Și eu știu că am fost atât de bosuflată și mi s-a părut atât de revoltător ce pretenții are de la mine, Astăzi vom afla în finalul zilei cine va păși în finală. Da. Ce să spun, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, pentru că știu că timpul este limitat și trebuie să ajungeți înapoi în sală la jurizare. Mulțumim și noi.